Cu apa ești prietenă? Da. Ce, cât de prietenă? Și-au solicitat în cadrul emisiunii Ora de Sănătate un remediu și tocmai uitați că am reușit să vinim cu acest remediu. Sinceră să fiu, mereu am fost calorifer uman. Principalele beneficii o reprezintă această termoterapie cu pietre de jad, acele dureri în care nu o mai ridic. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sănătate împreună cu gazda dumneavoastră, Gabriel Florescu. Se spune că în viață trebuie să fim oameni cu coloană vertebrală, dar ce ne facem atunci când avem dureri de spate? Mai multe despre durerile de spate, cât și despre terapia jad, ne va spune invitata mea de astăzi, Mihaela Marin. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Mihaela Marin, vreau să vă întreb ce înseamnă terapia jad? Terapia jad se adresează persoanelor care au probleme cu coloana vertebrală. Nu neapărat celor care au probleme, ci și pentru prevenirea problemelor coloanei. Poate fi folosită această terapie de la vârste de 14-15 ani până la vârste de 80 de ani, bineînțeles funcție de contraindicațiile pe care această terapie le are. Una dintre cauzele solicitării acestei terapii sunt durerile de spate. În general, cele mai frecvente afecțiuni întâlnite sunt durerile cervicale și durerile lombare. Trebuie să mergem la un medic înainte să apelăm la această terapie sau putem să venim pur și simplu? Nu, puteți veni pur și simplu. Noi și colegele noastre vă vom povesti despre această terapie. Există și câteva contraindicații, de exemplu, persoanele însărcinate nu au voie să facă această terapie, dar după naștere, toate femeile știm că avem dureri de spate. Există o discuție între terapeut și pacient, există pregătirea pacientului pentru această terapie, trebuie să fim prieteni cu apa și când spunem asta, între cele două etape ale procedurii este obligatoriu să bem apă, un pahar de apă. Deci să fim hidratați înainte de a începe terapia. Absolut. Am înțeles. Vreau să vă întreb, este indicată și pentru oamenii care au, nu știu, afecțiuni mai grave ale coloanei, de exemplu, scolioză, cifoză? Scolioza și cifoza sunt unele dintre problemele pe care această terapie le poate rezolva. Deci tocmai dacă avem aceste probleme ar trebui să venim. Exact. Mai mult decât atât, printre beneficiile terapiei jad există și o vascularizare mai bună a întregului organism. De ce? Pentru că terapia jad este una dintre singurele terapii care se face la cald. Totul se face pe bază de căldură. Patul este încălzit la 55 de grade, salteaua de pietre de jad este încălzită și la fel la 47-48 de grade. Deci chiar dacă nu avem probleme de spate, putem să venim la fel de bine să facem această metodă, să practicăm această metodă pentru circulație, da. Pentru o mai bună circulație. Da, bineînțeles, eu întotdeauna spun că prevenția este mult mai ușoară decât tratarea și mai ieftină, dacă e să ne legăm și de acest aspect. Corect. Și se spune că suntem prea sărați să cumpărăm lucruri ieftine, deci de aici vine cumva și premisa că ar trebui să prevenim, nu să tratăm. Exact, și asta este un aspect. Patul de jad ne ajută odată pe circulația sanguină, știm acel sindrom de mâini picioare reci. Reci, da. Da? Asta pentru că există o circulație sanguină defectuoasă. Deci noi, cum se spune în popor, că suntem oameni sinceri. Noi suntem oameni sinceri, dar ar trebui să avem mâinile și picioare calde. Un pic calde. Da. Okay. Ce realizează patul comparativ cu un masaj terapeutic cu terapeut este elongația mecanică a coloanei. Coloana noastră se tasează. Ce înseamnă asta? Scădem în înălțime. Discurile coloanei intră unul în celălalt. Dispare spațiul dintre discurile vertebrale, cel care practic îmi irigă coloana. Și atunci, prin această tasare, se atinge rădăcina nervoasă, da? Iar aceea îmi dă dureri. În momentul în care stau pe patul de jad, rola de jad principală îmi trage de aceste discuri, vine efectiv în zona lombară, da, acolo avem cele mai mari probleme, îmi vine și punctează între discuri, stând câteva secunde, asta înseamnă că îmi le întinde.
Deci, practic, repară, vine să repare. Vine să repară, să repare, toată lumea ne întreabă, ok, în cât timp mă fac bine? Asta urma să vă întreb dacă beneficiile sunt după prima ședință sau trebuie să mai multe? Nu există minuni. Categoric. Terapia poate să dureze între 12 și 24 de ședințe pentru un caz greu. Noi avem pacienți în clinică care au avut operații pe coloană. Pe lângă serviciile adiacente pe care le avem, partea de kinetoterapie, partea de fizioterapie, partea de masaj terapeutic cu terapeut, această terapie JAD vine și ne completează tratarea pacientului după perioada post-operatorie. Avem pacienți care au fost, de exemplu, operați, am un pacient operat de hernie de disc, tânăr, spun eu, în 45 de ani, a făcut kinetoterapie. Am făcut cu el partea de fizioterapie. Acum este bine, au trecut deja 5 luni de la operație, dar acum îl avem în tratament la terapia JAD. De ce? Ajutăm acea parte lombară să se întindă, să se relaxeze. Vreau să vă întreb, doamna Mihaela, pot veni părinții cu adolescenții, cu copilașilor la dumneavoastră dacă, de exemplu, au stat foarte mult într-o poziție nefavorabilă lor, au stat pe computere, pe tablete, pe telefoane și atunci întâmpină sau încep să aibă aceste probleme, dureri de spate, pot să vină părinții cu copilașii la dumneavoastră sau doar de la o anumită vârstă se poate face această terapie? Această terapie poate fi făcută și de către adolescenți. Acum, o vârstă, noi spunem undeva în jur de 13-14 ani, ne trebuie o anumită înălțime a copilului, dar în general acum la 13-14 ani avem surprize. Sunt destul de înalți. Da, se poate folosi și de către adolescenți această terapie. Asta nu înseamnă că ei nu trebuie să facă și mișcare. Uneori este mai dorită decât să facă partea de kinetoterapie, de exemplu, dar îi ajută foarte mult pentru scolioză. Inclusiv eu mi-am tratat băiatul meu cel mare cu acest pat de JAD. De scolioză. E vorba aici, practic, de posturarea de coloană. Postura coloanei. Fiecare adolescent are o anumită poziție în care, hai să spunem, întâi învață și apoi stau pe telefoane. Pentru fiecare tip de pacient există un program specific. Patul nu masează la fel pe toată lumea. Deci este în funcție de problema cu care noi venim, practic, la dumneavoastră. Exact. Există un alt fel de tratament, nu este același tratament standard pentru toată lumea. Nu, nici de cum. Adaptat nevoilor pacientului. Absolut. Patul deja se adaptează nevoilor pacientului. Ședințele încep gradual și aici vreau să punctez un lucru. Nu începem cu un program dur pentru că coloana noastră nu știe ce îi se întâmplă. N-a fost întinsă niciodată și atunci trebuie luat ușor astfel încât corpul nostru să integreze această terapie. Ședințele de început sunt ședințe, spunem noi, ușoare, iar apoi ne axăm fix pe nevoia pacientului. În momentul în care pacientul vine la prima ședință, el este asistat permanent pe tot timpul ședinței de către terapeuții noștri. E foarte important să știe de la început primele două, trei treceri ale rolelor se vor resimți. De ce? Pentru că noi nu știm ce ni se întâmplă, nu am făcut niciodată, nu m-a întins nimeni niciodată și atunci corpul reacționează printr-un stimul de durere, spunând, dar ce-mi faci, că mie mi-era bine așa. Nu este bine așa. Ulterior, avem surprize ca pacientul nostru să adoarmă. Deci se întâmplă să adoarmă pacienții în timpul terapiei. Absolut. Avem două complexuri de paturi de JAD, mai avem unul într-o cameră unde există doar acest pat de JAD, acolo unde o să ducem pacienții care vor sau care încep discuția, Mihaela, vreau să dorm astăzi patul deja. Și atunci, ok, urcați la etajul 2, acolo nu vă deranjează nimeni, nu trebuie asistat, pentru că deja, spunem noi, este veteran. Veteran. Da. Înțeleg că dumneavoastră sunteți unici în Prahova. Da, din ce știm noi, suntem unici, nu știu dacă neapărat Prahova, dar
pot spune cu siguranță Ploiești. Ploiești. Uh-huh. Paturile deja au ajuns în Ploiești datorită nevoii mele de recuperare. Deci ați plecat de la nevoia exact. Dumneavoastră, practic, și ați ajuns, de fapt, să ajutați exact. Și să tratați și alți oameni. Da, exact. În urma unor probleme lombare, am ajuns în București, o prietenă de-a mea mi-a dat un voucher la Jad și, bineînțeles, prima reacție pe care noi am tot întâlnit-o, da, ce să-mi facă mie un pat de Jad? Ideea este că m-a scăpat de o operație de coloană lombară. Da, am ajuns, ajunsesem să mă merg în București de 3 ori pe săptămână la cei de la Casa Jad. Iar în 2019, când am avut oportunitatea unui proiect pe fonduri europene... Ați decis să faceți propria Casa Jad? Absolut, am spus ok, pe lângă partea de fizioterapie cu care noi ne-am dezvoltat tecarul laserul, am adus și paturile de Jad. Și bine ați făcut. și bine am făcut. Eu cred foarte mult în terapiile acestea 100% naturale. Deși paturile de Jad există pe secția de recuperare a Spitalului Militar Carol Davila din București, nu contest calitatea servicii sau beneficitatea serviciilor de kinetoterapie, fizioterapie pentru problemele de coloană, nu, Doamne ferește, dar terapia Jad vine ca o soluție 100% naturală. Nu există efecte adverse. Deci nu avem efecte adverse. Sub nicio formă. Nu poate fi folosită această terapie și pentru persoanele cu migrene, anxietate, pentru că piatra de Jad este o piatră antiinflamatoare cu efect relaxant. Și atunci pacientul se relaxează atât fizic cât și mental. Ceea ce cred eu că ajută foarte mult. Avem iarăși adolescenți care în urma terapiei Jad s-au înălțat. Îmi spun, m-am înălțat. Știu, te înalți, tocmai de aceea. Dacă pentru că coloana era cumva era un pic tasată. Tasată, acum s-a îndreptat exact, și creștem exact. Și înălțimea, practic. Un alt beneficiu, spunem noi, important al acestei terapii este vorba de detoxifierea corpului. De ce? Masajul se face din cap până în picioare. Pe partea de coloană avem 9 role de Jad, pe partea de picioare avem 4 role de Jad. Și atunci, masajul pe gambă înseamnă drenajul limfatic. Ce înseamnă asta? Mi se activează limfa, știm că limfa curăță sângele, îmi activează circulația și atunci sângele vine cu mai mult oxigen și nutrienți în zonele inflamate și se vindecă din interior. Un alt mare beneficiu reprezintă ameliorarea durerilor, durerile menstruale, durerile de stomac, durerile de ficat, ameliorează foarte mult. De ce? Pentru că pacientul va sta și va avea deasupra lui încă 6 role de Jad care pur și simplu doar se încălzesc, el le poate muta acolo unde simte că durerea este mai mare. Să le explicăm și telespectatorilor ce înseamnă de fapt Jadul. Poate este un metal, este o piatră, să le spunem și lor ce înseamnă Jadul. Jadul este o piatră, este o piatră antiinflamatoare. Se spune că acum 5.000 de ani doar împărații chinezi avea acces la această piatră, fiind o piatră a bogăției. Deci puteam să ne simțim că niște împărați chinezi atunci când venim la tratament. Sau împărătese, da? Sau împărătese, corect. Patul de Jad are Jad și turmalină. Jadul este piatra antiinflamatoare. Turmalina este tot piatră prețioasă care emană ion negativ, ceea ce mă ajută în probleme de plămâni, în astm, în problemele de respirație. Acest pachet Jad, turmalină împreună îmi dau organismului o stare de energie foarte bună. Apropo de asta, vreau să-ți spun că avem pacienți care îmi adorm pe patul de Jad, când îi trezim frumos și încet și după aia îmi spun, zice, mai am dormit, dar parcă acum am un chef de treabă, zic nu. După terapie este bine să ne odihnim. Da, este cel mai important lucru, este să ne odihnim după această terapie, fără să mă duc și să profit într-adevăr de energia pe care patul mi-o dă. Să păstrăm practic pentru organism ca el să se poată regenera mai ușor. Exact, exact. De aceea noi, având aceste
două sisteme de pat de jad, în general seara după ora 16:30-17, avem pachete de abonamente per familie, soție, care vin împreună. Și atunci, soțul sau soția îi împărțim. Cine vrea la somn, cine vrea, în general, doamnele preferă să stea aici în partea de jos, să considerăm că dacă mai vorbesc, mai schimb o vorbă, poate le e mai bine. În schimb, domnii preferă să doarmă. De asta vreau să vă spun, pot fi folosite, sunt pachete create de noi pentru familii, tocmai ca să putem să acoperim ambele persoane în același timp, să nu răpim foarte mult din timpul lor. Și este bine ca pacienții să fie aici, sub supravegherea dumneavoastră, adică dacă ei vor să-și cumpere pietre de jad de pe internet, nu este tocmai recomandat. Este important să vină aici la cabinet. Nu poți să-ți iei, îți iei un pat de jad, dar avem persoane, avem doi pacienți, da, care în urma terapiilor făcute la noi au optat să-și ia și acasă, pentru că acest pat poate fi folosit și acasă de întreaga familie. Și ce nu este mai confortabil decât să ajungi acasă și o oră să uiți de tot ce a fost în acea zi și să te relaxezi pe propriul tău pat de jad. Da, acesta poate fi achiziționat și acasă, dar în prealabil avem nevoie de o terapie, avem nevoie de câteva indicații. Nu putem să facem chiar totul de capul nostru, pentru că nu suntem experți în domeniu. De aceea, adică dacă suntem în contabilitate și ne luăm un pat de jad, poate... În momentul în care avem un pacient pe care dorește să-și achiziționeze acest pat acasă, intră în contact cu noi, eu merg la dânsii și instruiesc, oricum se primesc materiale referitor la această terapie, dar în general oamenii fac acest lucru abia după ce au învățat să-l folosească, sau mai bine zis, știu ce înseamnă terapia jad într-o clinică. Și bănuiesc că poate este și destul de scump și atunci mai la îndemână ne este varianta terapiei, unde probabil plătim da, mai puțin. Asta se poate verifica, bineînțeles. Da, da. Ce mai vreau eu să punctez pe această terapie? Este vorba despre realinierea de vertebre în cazul scoliozelor. Realinierea se face ușor, se face treptat, nu este dureroasă. A? Poate dure, poate să doară un pic la început, știți că e vorba aia, prima dată trebuie să te doară un pic, da. Așa. Faptul că te doare pe noi ne bucură un pic la început, pentru că înseamnă că acolo chiar se lucrează. Își face treaba. Exact. După prima ședință, a doua zi te poți simți ca după prima zi la sala de sport, cu ușoară febră musculară. Asta este reacția musculaturii. Și nici n-a trebuit să lucrăm ceva, adică s-a ocupat patul deja pentru noi. Exact, trebuie doar să stăm. Patul de jad ajută foarte mult la eliminarea contracturilor musculare, la relaxarea musculară. La reumatism ajută? La durerile mai multe, da, ajută și la partea de reumatism, pentru durerile de articulații. De ce? Pentru că în momentul în care fac terapia jad, se produce circulația sanguină și atunci sângele începe să circule prin articulații. Da? Durerile de articulații dispar ușor-ușor, prin vascularizarea mai bună a corpului. Vă întreb pentru că avem telespectatori care ne-au scris pe adresa redacției la RNTV că au probleme cu reumatismul și au solicitat în cadrul emisiunii Ora de Sănătate un remediu și tocmai uitați că am reușit să venim cu acest remediu. Deci ajută terapia jad și pentru reumatism, dragi telespectatori. Pachetul de 12 ședințe se adresează persoanelor care sunt care au dureri, care sunt deranjați de durerea de coloană. Și, în general, se recomandă celor care au cifoză, mai bine zis, atitudinea aceea cocoșată. Exact despre ce vorbeam cu tinerii care stau poate exact într-o poziție neadecvată, exact, la calculator, în telefon, da, poate și în autobuz, ați văzut că ne lăsăm pe spate când stăm și punem telefonul, nu e tocmai indicat. Nu este tocmai respectivă. Indicat, eu întotdeauna spun și atenționez că dacă mă uit pe telefon, îmi aduc telefonul la nivelul ochilor, nu-mi las eu capul după telefon. Cum după ar fi telefon. Corect? Deci noi teoretic stăm așa, suntem obișnuiți să stăm așa, trebuie să ținem cumva așa, exact, nu? Exact, da. În momentul în care noi stăm cu capul în jos, așa, presiunea pe care o simte aici coloana cervicală este undeva de 4 ori mai mare față de o poziție corectă.
Deci să ne gândim de două ore înainte să stăm cu ochii așa în telefon. Da, exact. Indicat să se ridică. Da, sau dacă folosim laptop, folosim desktop, da, îmi ridic laptopul la nivelul ochilor, nu mă uit eu spre laptop cu privirea în jos. Acestea sunt cele mai întâlnite afecțiuni, da, pentru că este vorba de sedentarismul la care cumva suntem pot spune că toți, suntem, da, da, și asta este jobul. Nu pot să nu mă duc la birou sau nu pot să nu ridic o greutate atât timp cât jobul meu asta implică. Presupune, da. Dar există soluții. Ideea este să facem ceva, să nu ajungem în acea durere încât să nu mă pot ridica de jos. Chiar dacă nu avem durerea, tot putem să venim la terapie pentru a preveni. Da, exact. Este partea de prevenție, pentru că cu toții facem... Cea mai importantă, după părerea mea. După părerea noastră, da? Cu toții facem contracturi musculare. Cu toții ne întoarcem, știți, acea mișcare bruscă, aolom, și parcă... Se blochează mușchiul, se blochează. Da. Nu se blochează gâtul, se blochează mușchiul. Patul vine și prin căldura pe care o emană, în acel mușchi contractat, da, el vine și pulsează, circulă sângele, intră mai mult sânge, pentru că eu pun căldură și în sângele meu circulă mult mai repede. Sângele vine cu oxigen, cu nutrienți în acea contractură și ușor, ușor o desface. Care este maximul de grade care se poate atinge? 70. Deci 70. Da, dar nu se resimt, adică să nu înțelegeți că punem pacientul și... Nu ne arde, nu ne frige. Nu, nu, deloc, pentru că o să vă arăt și la patul de jad, rolele se încălzesc, apoi deasupra lor sunt trei rânduri de piele speciale, plus că tu stai îmbrăcat. Un tricou de bumbac, un tricou, eu spun pacienților, nu faceți investiții să vă cumpărați tricouri de bumbac, ce aveți acasă, un tricou de stat în casă, nu contează că acolo oricum vă schimbați. Ei transpiră foarte mult pe patul, se transpiră pe patul deja, dar apropo de ce v-am spus, da, de glandele sudoripare, și atunci îi îndrum întotdeauna să aibă un tricou de schimb și să se schimbe ulterior după terapie, astfel încât să nu avem riscul să-mi plece transpirat și să nu ne mai vedem apoi. Iarăși ajută foarte mult pe partea renală, rinichi. Dacă avem probleme cu rinichi, ne dor rinichi, avem crize de rinichi, putem să venim fără probleme la noastră. Da, padul rezolvă și partea renală, căldura care se emană în zona, de fapt, întreg corpul, dar ne axăm acum pe zona lumbară, îmi produce vascularizarea rinichiului, pe acolo începe să-mi intră foarte mult sânge și atunci rinichiul ușor, ușor elimină ce are acolo, un nisip. Am avut chiar o pacientă care urma să facă o intervenție chirurgicală pentru o pietricică, destul de mică, spune ea, dar ea vrea să se opereze. După 4 ședințe deja m-a sunat, terminase ședința la ora 19:30, la ora 9:30 m-a sunat: Mihaela, sunt bine. Zic, cum adică sunteți? Sunt foarte bine, nu mai am pietricica, am eliminat-o. A fost pentru mine încă un semn că într-adevăr ajută și ajută întreg organismul. Plecând de la partea mentală până la partea fizică. Deci detoxifiere egal sănătate. Absolut. Doamna Mihaela, eu vă propun să ne și demonstrați puțin cum funcționează terapia așa. Cu mare drag. Bineînțeles, după pauza de publicitate. Revenim imediat. Bună! Bună! Eu sunt Mihaela. Florina, îmi pare bine. Ce s-a întâmplat, Florina? Sunt foarte obosită. Am avut un job foarte, foarte obositor și am probleme de spate, de cap, de picioare. Ok, ok. Păi, prima etapă este să stăm pe această saltea de pietre de jad, da? Când ai stat ultima oară tu cu tine 20 de minute? Tu cu tine? Cred că acum câteva zile. Doar acum câteva zile. Aici vom sta 20 de minute, da? Timp în care vreau să-mi lași toate grijile, gândurile, jobul, extra jobul, ce faci tu, le lași deoparte, le iei când pleci, că sunt tot ale tale. Dar aici vreau să te relaxezi. Salteaua aceasta are rolul de a relaxa spatele, de a relaxa musculatura și de a te relaxa pe tine mental. Ce vreau să te... Coloana lombară aici doare? Da. Doare. Ok. Poziția pe saltea nu este una fixă, toată lumea nu trebuie să stăm într-o anumită poziție. Eu întotdeauna recomand poziția un pic cu picioarele îndoite, un pic flexează genunchiul și celălalt. Ok, de ce? În acest moment zona noastră lombară atinge mai bine pietrele.
Acum, zona ta lombară face foarte bine contact cu pietrele de jad și atunci mi se relaxează foarte bine și partea de musculatură, astfel încât trecerea pe patul de jad să ne fie una ușoară. Ok? Bun. Toată ziua stai cu ochelarii la ochi, așa-i? Da. Bun. Pe patul de jad nu mai stăm cu ochelarii la ochi. Îmi permiți să-ți iau ochelarii? Mulțumesc. De ce? Pentru că avem această mască de pietre de jad, este masca de jad pură, da? Iar în momentul de față este rece. Dar are ca și proprietate încălzirea din propriul tău corp. Ok? Da. Bun. Cu siguranță acum o să fii doar tu cu tine 20 de minute. Masca de jad elimină cearcănele, oboseala, ajută la sinusuri. Bine? 20 de minute, te las să stai, după care revin la tine să ne mutăm pe patul de jad. Așa arată patul de jad, dedesubt, ceea ce ne masează pe noi. Aici avem două fibre de carbon pe care este fixată partea de turmalină, ce vedem maro. În partea de jos, aici avem patru role de jad care fac masajul, ceea ce povesteam despre masajul gambelor, masajul picioarelor, se efectuează drenajul limfatic. Rolele noastre au ajuns aici spre capăt. Avem 9 role de jad, și anume rola principală, cea care îmi lucrează strict partea de coloană, și cele 4 role deoparte, cu 4 deoparte, care se axează pe relaxarea musculară, realinierea de vertebre. Încălzim patul până la o temperatură de 55-60 de grade, funcție de pacient. Programul de masaj durează 40 de minute, efectiv aici, pe patul de jad. Pe un program pentru Florin, acum începem cu un program ușor, programul nostru de începători. Draga mea, dormi? Nu. No. Ce bine. Am terminat cu încălzitul. Trecem la partea de masaj. Da? Da. Ușor, ușor, ne ridicăm. Rămâi aici, numărăm până la 5. Ai amintit? Nu. No. Ok. O să începem cu un program ușor pentru tine, pentru început. Da? Ești ok? Sunt ok. Hai să mutăm. Bun. Eu voi fi cumva în spatele tău. Da? Și am nevoie așa. Stai cu spatele la mine, te rog. Există o procedură de a ne urca pe acest pat. Bine? Da. Aici venim cu capul. Vreau să te sprijin cu coatele pe lateralele patului, aici unde este partea de burete. Ok. Da? Eu să te ajut să lângă tine și nu trântim cap. Ușor. Ușor. Perfect. Ce simți acolo, sub capul tău, partea tare, acelea sunt rolele care sunt gata să te maseze. Picioarele le ținem acoperite, că am văzut că ai mâine și picioarele reci. Da. Ok, iar pe perioada aceasta de iarnă, în general, ținem picioarele acoperite. Bine? Da. Ești pregătită? Okay. Pregătită. Eu sunt lângă tine, da? Te rog eu frumos, respiră. Nu-i opune rezistență, pentru că el oricum își face treaba. Bine? Doare? Nu. Acum că rolele s-au întors, acum se produce elongația. Acum întinde coloana. La picioare simți? Da. Ok. Te doare stomacul? Ai arsuri la stomac? Probleme cu constipația? Dureri menstruale? Da. Da. Ok. Eu pun aici și ăsta este un aparat. Da. Nu te sperii de el, este prieten cu noi. Da? Se pune pe zona dureroasă. Doar îl ții. Îl poți muta oriunde te doare. Dacă avem probleme de constipație, sfatul meu să-l ținem și pe colon. În general, partea de probleme menstruale, durerile menstruale ne deranjează pe noi. Bine? Da. Ok. Dormim și noi astăzi? Doare? Nu. Ok. În momentul în care îți ajunge în zona lumbară, simți durere sau un ușor disconfort? Simt o întindere mai mult. Ok.
simți căldura patului? Da. Deranjează ceva? Da. Ok. Uite, acum a ajuns acolo, în zona lumbară, el se întoarce. Presiunea acum se pune aici, în zona toracală, și ajunge aici spre ceafă, unde, în general, problemele cervicale ne dau bătăi de cap. Da? La picioare simți masajul? Da. Da? Am observat că ai picioarele un pic, un pic inflamate aici, un pic inflamate. Da, lucrez foarte mult în picioare, okay, și alerg foarte mult și sunt supra-solicitate. Ok. Cu apa ești prietenă? Da. Ce cât de prietenă? Avem 2 litri pe zi? Încercăm. Încercăm, ok. Deci suntem prietene cu apa cât de cât. Mâini, picioare, am observat că picioarele tale sunt, sunt reci, deci știi așa, de ceva timp sau... Sinceră să fiu, mereu am fost calorifer uman, dar în jur după 25 de ani am început să devin foarte friguroasă. Ok. Văd că și mânuțele le ai un pic reci. După ședința de padejat o să vezi că picioarele tale vor fi mai calde. N-ai făcut vreodată partea de drenaj limfatic? Nu. Pe picioare? Nu. Ok. În cazul în care urina se schimbă la culoare, bucură-te, pentru că asta înseamnă că se elimină din toxine, da? Este posibil ca după prima ședință să se întâmple lucrul acesta, să ne bucură acest lucru, da? Partea... Spuneai tu că doare și colonul? Am înțeles eu... Am mai avut și probleme cu stomacul și cu... Okay. Normal că nu numai dacă pun aceste de pietre, deja eliminăm constipația, dar te poate ajuta, mă regrijesc și la alimentație și mutăm ial și cu mânuța și cealaltă îl muți, este al tău, te joci cu el acolo unde simți că doare. Mulțumesc. Ce simți? Cum ești? Sunt foarte bine, sunt în sfârșit și eu relaxată și masajul este chiar foarte, foarte bine. Te întinde acolo destul de mult, știu, ești și un pic mică de înălțime și atunci toată presiunea rolelor se face aici pe patul, pe zona lumbară, dar o să vezi că ușor, ușor, cu timpul, acum prima ședință este un pic mai grea, bine? Da. Da, eu zic, mai doare acum undeva? Nu. Deci aș putea să te las să dormi în continuare? Draga mea, da. Relaxarea ta se încheie. Știu că ți-ai mai fi dorit să stai aici, dar mai mult de 40 de minute nu stăm pentru început. Ok? Ok. Bun. Dai mie aparatul, rămâi acolo. Da. Fii fără de tu. Mi-a trebuit. Ok. Acum ședința s-a terminat. Gata. După fiecare terapie avem de băut apă. Da? Corpul nostru a beneficiat de căldură. Se produce și o deshidratare la nivelul celulelor datorită căldurii. Și venim în completare. Te pândesc până îl vei pe tot. Ok. Ok. Este foarte important să ne hidratăm după această terapie. Cum te simți? Mult mai bine. Pot să-mi îngep spatele un pic mai bine. Sunt foarte relaxată. Am simțit și la spate, la partea lombară, că s-a mai lungit un pic coloana. Ok, oricum ești destul de relaxată, patul a lucrat destul de bine deasupra, pe partea lumbară acolo.
te aștept data viitoare când vom începe programul de lombada. Asta a fost ședința de început, ședința de acomodare a coloanei cu patul de șat. Bine? Da. Ce-mi doresc acum este să nu faci efort după această terapie. Rugămintea mea este să încerci să te odihnești. Da? Și te aștept data viitoare. Am revenit după pauză. Mulțumim tare mult pentru că ne-ați arătat cum funcționează terapia JAD. Cu mare drag. A fost un proces foarte interesant și sperăm că și subiectului nostru, Florine, i-a plăcut. Am văzut că s-a simțit foarte bine. Cu siguranță, cu siguranță. Sfatul nostru este și ca pacienții să încerce măcar o dată această terapie JAD. Repet, nu facem minuni dintr-o ședință, avem nevoie de consecvență la această terapie. Beneficiile se văd, plecând de la faptul că eliminăm odată durerile de cap, eliminăm stresul. Așa cum i-a spus și Florinei, ea era stresată, a spus că era stresată și că... Da, exact cum i-am spus și cum v-am explicat. Sunt aceste două etape. Prima etapă este să stai pe salteaua de jad tu cu tine 20 de minute. Aici, în general, avem cum adică să stau eu cu mine. Zic, da, dumneavoastră cu dumneavoastră stați 20 de minute. Se spune că e și o stare de meditație. Absolut. Nu prea știm să mai facem lucrurile astea. Eu spun, lăsați la o parte gândurile, grijile. Cu toții le avem, le lăsăm la ușă, le luați când plecați, că sunt ale dumneavoastră, le aveți de rezolvat, ok? Dar aici mi-aș dori ca toată lumea să deconecteze puțin de ce înseamnă stresul avem acesta nevoie, cotidian și grijile de zi cu zi. Și ați văzut, o ședință durează o oră și 10 minute. Eu zic o oră și 10 minute de două ori pe săptămână, o dată pe săptămână, funcție de afecțiune, putem să facem lucrul acesta pentru noi. Putem să-l luăm ca și timpul nostru noi cu noi, să-l luăm ca pe și o răsfățare pentru tot ce am făcut bun în săptămâna respectivă. Da. Este o metodă de relaxare. Pot să vă spun, eu personal, vineri seară, am ora mea de pat de jad, de multe ori adorm. Vă invidiez. Noroc cu copiii care mă sună și spun, ok, mami, când vii acasă? Zic, m-am trezit acum, zice, aolo, și vii plină iar de energie. Zic, da, dar seara asta nu facem nimic, că e vineri seara. Copiii dumneavoastră folosesc terapia JAD? Băiatul meu cel mare, care are 19 ani, cel mic are 12 ani, am ajuns și la el la acea înălțime de care am nevoie, un 1,40 așa. Deci 1,40 este înălțimea ideală pentru a putea... Înălțimea ideală, dar pe cel mic acum e un pic mai greu să-l conving, dar cel mare a făcut tenis, a făcut 10 ani de tenis și atunci este recomandat. Este recomandat, plus că a crescut brusc. În general, adolescenții au niște pusei de creștere extrem de mari și atunci oasele le cresc prea repede, mușchii nu se dezvoltă atât de repede precum se dezvoltă osul și încep să doară, încep deformații ale coloanei, dureri de spate și așa mai departe. Vreau să vă mai întreb dacă în același timp cu terapia JAD avem și altfel de procese în derulare. De exemplu, mergem la fizioterapia aceea cu benzile electrice. Cu curenții, da. Putem să folosim în același timp? Da, se poate folosi, pentru că practic terapia JAD vine și îmi creează o vascularizare, îmi creează un masaj. Este un masaj practic, da? Și după, în general, după ce facem fizio, avem voie să facem și partea de masaj, atât timp când nu există contraindicațiile de care v-am povestit. Mm-hmm. Da, putem face. Noi în clinică facem partea de fizioterapie, am optat să lucrăm decât cu tecarul, cu terapia tecar, cu laserul și ultrasunetele. Sunt proceduri mai noi, sunt tehnici mai noi, care nu răscolesc atât de mult precum răscolesc curenții clasici. Avem rezultate pe aceste terapii pe care le combinăm în funcție de afecțiunile pe care le au pacienții. Bineînțeles, cu recomandarea medicului specialist de recuperare, cu
și recomandarea kinetoterapeutului nostru, adică cumva suntem o echipă și încercăm să găsim cele mai bune variante, nu neapărat dacă le fac pe toate mă fac mai repede bine, ci găsim cele mai bune variante. Cea mai bună variantă personalizată, exact. Cum a spus că nu există un tratament pentru toată lumea la fel, nu. Este în funcție de problema fiecăruia. Exact. Și atunci cum aflăm care este problema? Trebuie să vină omul cu o radiografie, vede specialistul, cum se procedează? În general, în momentul în care avem o afecțiune, dacă fac kinetoterapie și fizioterapie, atunci am nevoie, într-adevăr, de un diagnostic, de o radiografie a coloanei. La terapia JAD, cum v-am explicat, primele ședințe sunt ședințe de început, în care fac masajul întregii coloane, fără să mă axez neapărat pe o anumită zonă. Dar pacientul spune, mă doare. Unde vă doare? Păi am dureri de cap dimineața, amețeli. Este clar că acolo avem o problemă cervicală. Da? Am protuzii discale, adică acea tasare de vertebre. Da? Ok, avem soluții și pentru asta. De noi ne interesează foarte mult zona dureroasă și fiecare știm unde ne doare cel mai mult. Doamna Mihaela, cât de recomandat este să facem această terapie JAD? Da. Bună întrebare. În general, pacienții ne întreabă la început, de câte ședințe am nevoie? Este foarte greu să spui de la început, o să vă reveniți în 12 ședințe. 24 de ședințe sunt ședințele necesare pentru o refacere completă. Acum, nu toată lumea face aceste 24 de ședințe. Gândindu-se neapărat la partea, se gândesc neapărat sau doar la partea financiară. Nu este chiar atât de grea această parte financiară, dar 24 de ședințe, pachetul de 24 de ședințe, spunem noi că este cel mai benefic. Asta nu înseamnă că cine optează pentru 12 ședințe poate să vină de 2, de 3 ori pe săptămână. Avem pacient, de exemplu, care ne-a venit cu o durere de coloană lombară destul de avansată și a făcut și a luat un pachet de 12 ședințe, a venit de luni până vineri, da? A venit zi de zi, după prima săptămână, după 5 ședințe consecutive, a și l-a alergat. Și când a venit la următoarea ședință, mi-a spus, am alergat. Zic, și cum vă simțiți? Foarte bine, câte ședințe mai am? 7. Le facem, dar acolo am recomandat, haide să facem 2-3 zile, 2 zile pauză sau să facem o dată la 2 zile. Depinde foarte mult și de programul pacienților noștri. Unde pot găsi pacienții sau viitorii pacienți informații despre terapia JAD? Sunt informații, important este să știm ce informație vrem să găsim și dacă sunt hotărât să o încerc sau nu. Eu întotdeauna spun, veniți să încercați, măcar vedeți cum vă simțiți. Corect, corect. Nu pot să spun unui pacient, trebuie să faci. Nimic nu e cu trebuie. Este doar alegerea lui dacă vrea să încerce sau nu. Și dacă li se potrivește, până la urmă, că poate sunt oameni care nu rezonează cu ideea. Da, și dacă li se potrivește, dar în general cei care ne-au intrat în clinică, eu le-am cerut foarte multă răbdare, întotdeauna spun, răbdarea face totul. Și contează foarte mult când intri și începi un lucru nou, să vii cu inima deschisă, să vii cu sufletul deschis, că acel lucru te poate ajuta. Ca să putem concluziona, doamna Mihaela, care sunt strict beneficiile terapiei JAD? Principalele beneficii reprezintă această termoterapie cu pietre de JAD, înseamnă vascularizare mai bună a întregului corp, elongația mecanică a coloanei, care practic înseamnă realinierea de vertebre în cazul scoliozelor și reposturarea de coloană, presopunctura aceasta inversă, adică eu stau pe patul de JAD, rola de JAD este contra greutății mele și atunci se creează o presiune pe punctele energetice ale coloanei, masajul din cap până în picioare și o foarte bună detoxifiere a întregului organism. Doamna Mihaela, vreau să vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Și noi vă mulțumim. Iar până data viitoare, nu uitați, stați cu ochii pe RNTV.